Dacă până anul trecut treceau prin emoțiile examenelor naționale doar elevii claselor a 8-a și a 12-a, începând din acest an, în premieră, se organizează și evaluări pentru elevii mai mici de clasa a 2-a, a 4-a și a 6-a. Elevii cernavodeni par să acorde o importanță deosebită acestor evaluări și spun că se pregătesc intens în această perioadă pentru a obține rezultate bune. Chiar dacă abia au învățat să scrie și să citească, elevii de clasa a 2-a spun că nu se sperie de primele examene din viața lor pentru că sunt bine pregătiți. Pentru asta de mână, pe trebuie să mă pregătesc. Nu te-ai pregătit până acum? Nu, no, dar să mă pregătesc. Crezi că mai ai timp suficient? Da, la română și la matematică. La ce te frică mai tare? La niciuna, un pic la matematică, că mai am trebuit să înțeleg exprimări. M-am pregătit și încă mai mă pregătesc. Dar nu ți-e frică, având în vedere că e primul examen din viața ta? Nu. În ceea ce îi privește pe părinți, părerile referitoare la introducerea evaluărilor la clasele mai mici sunt împărțite. Unii spun că aceste examene sunt binevenite și astfel îi încurajează pe elevi să studieze mai mult, iar alții sunt de părere că elevii de clasa a doua sunt mult prea mici pentru a susține un examen. S-au pregătit de timp pentru asta și cred că sunt suficient de pregătit pentru aceste teste. Este o metodă nouă introdusă. Credeți că va da rezultate? Eu cred că da. După cum merg copiii, eu cred că da. Eu zic că nu. Nu, pentru că ei de-abia s-au obișnuit cu școala. Poate nici nu s-au obișnuit bine. Nu, eu zic să-i lase până la a patra cel puțin. Primii care vor intra în febra evaluărilor sunt școlarii de clasa a patra, urmați de prichindeii de la clasa a doua și apoi de elevii claselor a șasea.